Într-o situație fără precedent în ultimii ani, fermierii nu-și vor primi la timp avansul plăților efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anul acesta. Se pare că guvernul nu a pregătit la timp actul normativ prin care să aprobe aceste plăți, iar el se află încă în procedura de avizare interministerială cu doar câteva zile înainte de termenul de începere a plăților. Teoretic, banii ar trebui să înceapă să fie trimiși de APIA către conturile fermierilor din 16 octombrie. Mai mult ca sigur însă, plata avansului se va amâna. Informația a fost confirmată de senatorul Sebastian Cernic în cadrul emisiunii Agricultura la raport. Avem plățile fondurilor prin FEGA și FADR care vor fi întârziate. Noi nu vom avea o ordonanță de urgență la 16 octombrie, pentru avansurile plăților directe. Știm foarte bine că ele se aprobă prin ordin comun Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor. În momentul de față se află la avizare interministerială la Ministerul Finanțelor, după care ar trebui semnat de MIPE, MAIE, Ministerul Justiției, adoptat în guvern. Dumneavoastră trebuie să-i trageți de mână pe toți cei de la PSD și PNL care sunt la conducerea guvernului și pe domnul Barbu, să-i întrebați de ce vor întârzia plățile. De altfel, actele normative pentru aprobarea plafoanelor și cuantumurilor financiare nu au fost publicate pe site-ul MADR, nici până astăzi. Ca termen de comparație, aceleași documente fuseseră publicate anul trecut, înainte de jumătatea lunii septembrie.